Prin urmare, având în vedere cele pe care vi le-am expus, am decis să renunț la funcția de primar al municipiului Chișinău, în semn de protest și dezacord față de abuzurile care au loc împotriva orașului, dar și împotriva subsemnatului. Și în niciun caz, în sensul de a accepta sau a recunoaște acuzațiile prostești care îmi sunt aduse. Alegerile municipiului Chișinău, conform legii, conform codului electoral, articolul 139, trebuie să aibă loc pe 20 mai, anul acesta. Ultimele alegeri care pot avea loc înaintea alegerilor obișnuite din 2009.